de euro. Păi nici milionul nu mai ceram. Că e mai ieftină decât România și e mai ieftină decât Spania. Invazia restaurantelor asiatice. Cineva se simte important. Și dacă vreți să veniți cu noi anul viitor, asta este șansa voastră. Buenos dias! Ultimul cadru cu noi în România. Otopeni, plecăm în unul din orașele mele favorite și locul unde m-aș muta mâine. Vedeți imediat. Bine ați venit la un nou vlog. Să începem. La revedere, România! Te-am pupat! Acum câțiva ani buni, toată povestea noastră sau virusul infecta mințile noastre aici, în același loc. Undeva prin 2014-2015. Prima noastră călătorie. Da. Și loc în care revenim. De câte ori avem ocazia? Este ora 4 și o să stăm aici până mâine la ora 12, pentru că așa a vrut soarta ca zborul nostru către Canada să plece de aici, din Hamburg, în nordul Germaniei, în orașul nostru de suflet, unde Cristi și Ralu și-au descoperit pasiunea de călătorie. Ne uităm imediat. Astea fiind spuse, nu uitați să vă abonați dacă vreți să vedeți ceea ce urmează în acest nou sezon. Mâine pornim către Canada, dar astăzi o să descoperim împreună ce poți face în Hamburg câteva ore. Ne-am răsfățat în această locație care e atât de importantă pentru noi, cu un hotel de 5 stele, Țipleanu. Deci da, nu uitați să vă abonați, dați clipurile mai departe, pentru că pe mine ajută foarte mult orice interacțiune cu video. Bine ați venit sau, cum se zice, willkommen, sau cum s-o spune, avionul plinuț. Deci lumea vine în Hamburg, dacă aveți ocazia, veniți aici, neapărat. Am luat două bilete de tren de 7,10 € fiecare și e pe o zi întreagă. Pentru că zborul către Reykjavik, primul, pleacă mâine dimineață. Așa că trebuia să luăm unde să ai 24 de ore. Cred că l-am ales bine, dacă nu, aia e, oricum aici te controlează nimeni. O cumperi doar să apreciezi sistemul nemțesc, dar controlori mai rar am văzut aici. Cred că e asta trenul, eu m-am suit fără să mă uit, dar văd că se suie toată lumea în el. Noi am găsit niște bilete extraordinar de ieftine către Canada, o să vă povestim în video următor când pornim încolo. Dar cumva mi se pare atât de frumos că... Vezi că filmez, treaba ta? Da? Te salut! Să știi că am găsit, ne-au recunoscut 4 oameni în zborul ăsta. Cum mi s-a părut super frumos că a lucrat destinul ca noi să plecăm de aici, din ăsta, să mai avem șansa să vedem și vara, că nu l-am văzut doar iar. Deci, fericită? Entuziasmată? Și eu abia aștept, avem. Vreau să mă duc în piața centrală și să bem o cafea. Mergem. Mergem la hotel, le arătăm hotelul cât de mișto e, iar apoi explorăm Hamburg. A decurs bine, momentan totul, zborul plăcut, toate bune și frumoase. Și am ajuns 20 de minute, pam pam, drept în stația centrală de aici, din Hamburg. Avem de mers 10 minute pe jos până la hotel, aici facem și proba definitivă, încă o dată. Ne mai plimbăm cu trolele, deși ați văzut că de obicei îmi pun și rucsacul aici. Și vremea este ideală. Sunt undeva la 23 de grade, în București erau 32, era prăjeală rău de tot. Și se vede că... Eu sunt așa fericită că pentru prima oară e soare aici. O să vă povestim mai multe despre prima noastră experiență aici, să vedeți de ce e atât de important pentru noi locul ăsta. Dar se vede că suntem în nordul Europei, pentru că apune soarele abia la 10 noaptea, frate. În luna, în ce lună suntem? În iulie. Cei de la hotel se laudă cu un super apus de la ei de pe terasă, pentru că hotelul se află direct acolo, pe Alster, cred că se numește, râul ăsta de aici, din Hamburg. Abia aștept. Ia uite, și autobuzele ce frumoase sunt. Și oamenii ce vibe mișto au. Mie nu e cea mai bună zonă niciodată asta de la gară, dar iubesc locul ăsta. Deci vreau să spun de pe acum că în acest vlog nu suntem... Adică să nu vă luați după părerea noastră despre acest oraș, pentru că e sentiment, nu suntem imparțiali și nu se pune. Gata, ne-am cazat, dragi prieteni, am ajuns în sfârșit la hotel. Uitați ce priveliște frumos către lac. Suntem la Le Méridien Hamburg și le mulțumim pe această cale. Hai să vă arăt cum arată această incredibilă cameră. Asta este terasa noastră. Terasa cu view mișto. Superb. Foarte.
frumos? Acum, da, simt că sunt și în Hamburg vara. Uitați-vă cât de frumos, câte sailors din astea sunt. În momentul de față, stai să vorbesc aici, în momentul de față, acum când ne aflăm noi, o cameră aici costă undeva la 220 de euro, dar după cum vedeți, este un hotel de 5 stele, mic dejun, are o terasă super mișto, unde o să mergem să vedem apusul mai târziu, să bem ceva. Aici avem mini bar conform intri. Pam, deschis aici. Și aici, fier de călcat. Asta îți dăm așa lumină, espresor, seif, o grămadă de cafeluțe pe gustul Ralucăi, cești și tot ce trebuie. Închidem minibarul. Aici avem baia care arată superb. Are un stil super, super tare. Uitați cât de frumos e așa pe negru. Acolo este un televizor. Uite aici e telecomandă. Poți să prinzi televizorul dacă vrei să te uiți la televizor în baie. Tot să pun tot ce trebuie și dușul e partea mea preferată de aici. Uitați cât de elegant este. Ia uite. Pam, de acolo de sus din perete, superb, locația excelentă. Ieșim. Uite. Un scaun cu măsuță, o ciocolată, foarte frumos gest. Aici valizele noastre, o băncuță, o noptieră, un pat care pare să fie super, super comfy. Tablourile astea care îi plac la loc, e foarte, foarte tare. Este unul și aici, Și mi se par foarte. Așa, avem televizor acolo, încă o măsuță și după cum am arătat, piesa e rezistență, asta e. Terasa. Și asta poate să fie foarte bun loc de citit. Am vrut să ieșim, dar se pare că stafful de aici de la Meridian știu să facă pe cineva se simte important. Când să ieșim pe ușă, a bătut cineva înainte și ia uitați ce am primit aici de la hotel. Foarte frumos, o sticlă de șampanie ne-au trimis. Bă, nu știu dacă să plec sau să mă apuc de șampanie asta. Hai că ne-a dat vai bun șampania. Am ieșit, parcă între timp a venit iarna, s-a făcut răcoare, avem gecile în rucsacul meu urât, care nu a rămas acasă. Eu cred că sunt puțin happy de la două pahare de șampanie ce am gustat. Dar nu poți să vii în Germania să nu mănânci frumos un cărnaț de omenie, nu se poate, deci ăsta e obiectivul momentan. Mâine dimineață trebuie să ne trezim de vreme că avem zbor Hamburg, Reykjavik, Reykjavik, Toronto. Deci mâine avem zi lungă, așa că astăzi trebuie să ne încărcăm de energie cât mai bună și cât mai multă. Și nimic nu poate însemna mai multă energie și fericire în sufletul meu. Decât orașul preferat și mâncarea lui Cristi preferată. Exact. Hai. Cred că ne-am bucurat noi prea repede că e prima oară când vedem și noi orașul ăsta cu soare, cu un alta, dar se pare că s-a răzgândit și dintr-o dată, pam, nori, bate vântul și ăsta e Hamburgul de care mi-aduc eu aminte. Deși am fost de 4 ori, Hamburgul e prima dată când îmi vede picioarele goale, să știi. Bulanele? Așa am spus mai înainte, da, bulanele, dar crezi că nu. E frumos așa cum am spus, picioarele goale. E mai corect. Să știi că după București asta chiar e un... Nu știu... O gură de aer. Da, e ceva... Nu știu cum să explic. În București am stat vreo două zile, cred că, mult în trafic și a fost plin de mașini. Aici că văd verdeață, oameni cu bicicleta și mai puțin trafic, chit că este trafic, dar e mai puțin, nu știu, e... O gură de aer curat. Așa. Asta demonstrează un singur lucru, că, virgulă, călătorului îi șade bine cu drumul. Și tot timpul e o fericire incredibilă când începem din nou să călătorim. Când e mișcare. Dar e ironic, pentru că e o fericire incredibilă și atunci când ne întoarcem acasă după câteva luni de călătorit. Da. Aici sunt două teorii. Călătorului șade bine cu drumul și omul e etern nefericit. Când călătorește, e fericit o săptămână și după aia vrea acasă și când e acasă, e fericit 4 zile și după aia vrea călătorie. This is us! Oh, dar oare o fi ceva competiție sau asta e doar de amuzament, așa, de hobby? Câte veliere, cred că se numesc, e plin de ele. Și avionul pe acolo sus, avionul după culori vine din Liban. Ăsta e unul din motivele principale pentru care ne place Hamburg și ne-am spus de atâtea ori că am trăit aici. Unul la mână, ai liniște. E foarte liniștit orașul. Dar cred că asta e cultura nemțească, nu știu să-mi spuneți.
cei mulți români care trăiți aici în Germania. Cred că cumva ține de ei, nu sunt atât de gălgioși precum spaniolii sau nu știu. Zonele sunt mult mai verzi. Încă Germania are 4 anotimpuri, cel puțin în zona asta, în nord, are 4 anotimpuri. Eu, într-un loc care m-aș muta, aș vrea să am toamnă, aș vrea să am iarna aia grea. Dar să știu exact că durează atâta. Noi am trăit 15 ani într-un loc unde era doar vară și mare parte a țărilor deja nu mai e 4 anotimpuri. Știi, e doar cald și frig. Aici încă sunt 4 anotimpuri. Uitați-vă și voi cât de frumos e. Ai ieșire la port. Eu cred că e unul din cele mai mari porturi ale Europei, ceea ce înseamnă că ai o grămadă de oportunități laborale, o grămadă de oportunități de job. Asta e un alt factor. Și nu știu, e exact mărimea aia de oraș cum ne place nouă. Nici mare, nici mic. Cred că e al treilea cel mai important oraș al Germaniei. München ne-a plăcut foarte mult, dar n-aș trăi în el. Berlin, nici atât. Și noi considerăm, din umila noastră părere, că ăsta e cel mai frumos oraș al Germaniei. Nu, cel puțin din orașe din astea mari. Da? După aia mă gândesc că sunt o grămadă de locuri foarte pitorești, așa, prin Bavaria. Dar cred că ăsta e cel mai frumos. Și încă noi, după atâtea vizite, noi am descoperit toate frumusețile. E partea aia portului, unde e tot de cărămiz așa și e superb. Da. Astea sunt unele din motivele pentru care am trăit aici. Plus că nu ai nici costurile unei capitale. Adică nu plătești cât plătești în Berlin pe chestii. Și e foarte divers, e divers, sunt oameni în toate părțile, sunt mult tineret și mie mi se pare că Germania încă e mai ieftină decât România și e mai ieftină decât Spania. Și la astea pot să le folosesc ca reper pentru că am trăit în Spania atâți ani și acum avem contact cu România. Am stat, de exemplu, acum o lună și ceva în România, am avut un apartament unde am mai făcut cumpărături. Mi se pare că în supermarket Germania e mai ieftină decât România toată ziua. Toată ziua. Na, am vorbit mult. 2 minute. Pronto, hai. Ia uite aici, băile costă 50 de cenți. Talent. Dacă cineva n-a văzut vlogurile trecute, asta este frumoasa primărie din Hamburg. Care închide la ora 6. Cu care voiam să... Vreau să intru la registru acum. Na, primăria din Hamburg. Și pe acolo undeva trebuie să fie o doamnă care vinde bratwurst. Dar hai scotăm. O adevărată entitate, Mo Grill. Oare cât o mai fi prețul la un bratwurst acum? Pararara. Ma, 8.30, tăgem mântul. €13.30. Avem un bratwurst, un currywurst și ăsta nu știu ce e, dar îmi plăcea cum arată. Și acum eu sunt fericit. Poți să gust din currywurstul tău? Da, te rog. Vreau doar să vă întrerup o secundă. În caz de nu știați, am anunțat turile Cristi și Raul pentru 2024. Mai avem foarte puține locuri pentru Thailanda și pentru Uzbekistan. Thailanda se întâmplă de pe 2 octombrie până pe 14 octombrie 2024, atenție. Iar Uzbekistan se întâmplă de pe 2 mai până pe 12 mai, sunt 10 zile în mai 2024. Dacă sunteți aventurieri, mergeți pe jos, vă place să călătoriți, vreți să călătoriți ca și noi, vreți să umblați cu noi, vreți să trăiți experiența asta alături de noi, scrieți-ne un e-mail cu toate, nu știu, câteva detalii despre voi, să știm și noi cine sunteți. Grupele noastre sunt reduse, sunt exclusiviste, sunt doar de 10 oameni și mai bine de jumătate sunt pline deja. Vrem să știm ce vă place, lucruri care vă plac, pe unde ați mai călătorit, ca să facem grupul cât mai omogen, dacă există cuvântul ăsta. Scrieți-ne un e-mail la cristi.ralu@gmail.com. Și trimiteți poze! Și dacă vreți să veniți cu noi anul viitor, asta este șansa voastră. Am zis să mai anunțăm și în clipul ăsta ca să fie fair, pentru că am anunțat într-un singur clip și sunt sigur că nu l-a văzut toată lumea. Nu pot să mănânc. Aici e cu halo, am uitat. Și chiar vă recomand locul ăsta, mai ales pentru că doar aici găsesc că cârnațul cu sos, așa tăiat, currywurst. Foarte bun. Doar aici în Germania, eu altundeva n-am văzut. Da, ia uite ce frumos arată. Are curry. Zău și are așa de la mine. Sos. Zău și de la mine. E bun. E puțin spicy, dar... E bun pentru colesterol, dar... Știți că Hamburg e poreclit cumva Amsterdamul din nord sau ceva de genul, Amsterdamul nordului, pentru că, dacă nu mă înșel, după acea șampanie, are mai multe canale decât Amsterdam. E o locație foarte frumoasă pe care trebuie să o vizitați, însă e foarte ciudat, așa, iubita. Noi venim doar iarna,
Și normal aici vedem doar standuri de Crăciun. Acum nu e niciun stand și nu e nici Crăciun. E foarte ciudat pe Crăciun. E, în ce an am venit prima oară? 2017, 16, 13, 14, nu știu. Eram mici, dacă șefa pe arhivă se bagă acolo, în arhiva ei, o să vă arătăm cum arătam noi, ce fețe aveam când am venit prima oară în Hamburg. Deci ca să faceți o idee de ce e atât de special, pentru că știu că sunteți mulți în comunitatea asta, care nu doar vă uitați la vlog, care cumva sunteți atașați de noi, să faceți parte din familia Cristi și Ralu și vreți să știți și chestii astea mai personale. Ne mutasem împreună de 2 ani? De 2 ani plecasem în Benidorm, ne mutasem împreună, aveam niște joburi normale, prost plătite și strângeam bani și ne chinuiam și era totul fucking hardcore și mai eram și fumător pe atunci, că asta mă întreb tot timpul, cum naiba ne permiteam să fumăm, la câți bani cheltuiam noi, la câți bani făceam noi atunci și a fost primul nostru concediu împreună. Locuind într-un oraș precum Benidorm, din ăsta, imaginați-vă, nu știu, un soi de Mamaia, nu poți să pleci vara și a venit iarna. Am venit vineri dimineață și am plecat sâmbătă noaptea. Am stat o zi și un pic, nu? Am plecat duminică. Duminică? A fost super, super scurt, nu am văzut mare lucru, era un fric de înghețau apele. Am fost pe barcă, am vrut să mergem cu vaporașul ăla, nu ne-am dus nicăieri, că era înghețat totul. Am fost cu marinerul. Marinarul. Marinerul. Are ceva, adică a fost cumva prima noastră ieșire. Singur, prima noastră ieșire în Europa, doar noi doi copii, pe banii noștri, pe banii strânși de noi. A fost ceva, nu știu, am marcat un before and after. După aia am mai venit aici, în total, cred că asta e a patra sau a cincea oară. Dar ăsta e locul fără de care noi, așa cum ne știți, nu am fi existat. Nu am fi început să călătorim, nu am fi început să facem nimic, pentru că aici ne-am descoperit pasiunea asta de a explora locuri. Și recomandăm tuturor, deci e un oraș extraordinar. Oricât de subiectiv am fi, chiar e un oraș super, super mișto și ai o grămadă de chestii de făcut și de aici poți să-ți extinzi călătoria către alte țări nordice. Da. Chiar aș vrea să găsesc la loc o poză, vezi ce mecle aveam aici. Am luat pauză de bătrânei. Că m-am luat toată ziua ca nebunii. Eu? Te-ai întins pe fereastră de pâine aici? Dacă ar fi și puțin soare? Da, mă, ne-am lăudat că e soare și aia s-a dus da. Mai bine. Măcar... Vă spun de pe acum să n-aveți așteptări. Asta e un vlog de la în care nu vedeți mare lucru, e doar cu noi, having fun și despre noi. Adică nu vă așteptați la mari miracole în video de astăzi. Vin vlogurile alea bune când ajungem la destinații. Acum... suntem în tranzit, avem scuze. E despre noi acum. Nu știu dacă e, probabil că da. Oraș universitar Hamburg, pentru că tot are vibe așa de oraș universitar. Vedeți clădirile astea, și că e un campus, tot orașul pare un campus, cel puțin zona asta centrală. Uite, ăla, de exemplu, a avut sesiune și de acolo nu mai poate să dea treaz. Care e planul pe viitor? Că sunt sigur că e măcar unul interesat. Deci acum, mâine, zburăm frumos Reykjavik. În Reykjavik avem scală o oră jumate, plecăm în Toronto, bine, în Hamilton. O să vă arătăm zona aia care sunt orașe de astea mai puțin cunoscute. Stăm acolo, de acolo zburăm în Calgary la Stampede, la cel mai mare festival, cel mai mare show on earth. Poate mergem în Banff și mai facem ceva chestii prin Canada. Iar apoi intenția e să ajungem în Patagonia, doar că încă ninge și încă este frig. Dar vrem Chile și Argentina pe lungă durată. Vrem să parcurgem cât mai mulți kilometri, să mergem într-un alt ritm, nu cum am fost în prima parte a anului, atâtea țări. Să orărim acum. Cumva să revenim la ritmul nostru, să putem să ne bucurăm și noi de destinații și să vedem chestiile mai în profunzime, nu știu dacă e la cuvântul. Așa că între timp poate va veni un Mexic, poate va veni vreo insulă exotică, nu știm, încă nu știm ce să facem între timp până se încălzește puțin prin țările astea pe care le-am menționat. Iar Europa va fi abia în februarie, dacă lucrurile nu se schimbă sau nu se întâmplă ceva foarte drastic. Abia în ianuarie mergem în Cuba unde avem tur și abia în februarie ne-am întoarce în România și în primăvară din nou. În februarie ne-am întoarce în Europa, iar în primăvară, martie-aprilie, am venit din nou în România. Asta e traseul, asta e planul pe următoarele luni. Deci vin chestii interesante, vin chestii noi și pentru noi și pentru voi. Locuri în care n-am mai fost până acum, locuri pe care nu le-am mai văzut, locuri despre care n-am mai vorbit, despre care nu știm aproape nimic, pentru că păreau atât de îndepărtate acum câteva luni, când eram în China, în Hong Kong, pe unde am mai fost, prin Macao, prin India.
Ne gândeam, da, trebuie să mergem acolo, dar mai e o grămadă. Și ia ca grămada e mâine. Raluca e sărăcie și n-are roaming. Eu fur acum internetul lui Cristi. Fur curent. Păi ce să fac dacă nu mi-au dat și mie roaming? În tarifa mea nu este. Însă ce observ acum și nu era înainte, e invazia restaurantelor asiatice. Erau foarte multe pe drumul încoace, dar uite acolo, Vietnamese chicken, Vapiano, nu știu ce, sushis, Korean fried chicken. E plin de restaurante asiatice, plin, plinuț, peste și tot. Și turiști, sunt foarte mulți asiatice. Și turiste, ce, turiști, la fel. Restaurante. Invazia culinară a asiaticilor. Când înainte era un restaurant italian din metru, metru, acum este un restaurant asiatic. Dar e bine. E bine că de obicei vin cu mâncare ok și ne place și de obicei vin și cu prețuri mai mici. Deci, it's a good sign. Căsuța asta 1.710.000 din câte înțeleg eu pe acolo. Total, cred. Nu știu dacă înțeleg ok. Căsuța aceasta 629.000. 309.000, ăsta e apartament cu 3 camere, poza făcută de afară, probabil pe cea înăuntru nu poate intra, n-are cheile. Și asta s-a vândut cu 800.000 de euro. Bă, nici milionul nu mai ceram. Uite, asta s-a vândut cu 755.000. Asta zic, nici milionul nu mai cer. Ia, uite, imediat, pim, pam, se dau de nevoie. Uite ce drăguțe. 10 milioane sau... Nu, 10 milioane, 3 milioane jumate? Cât dracu... Nu știu, bă, nu știu, nu știu, nu înțeleg ce scrie acolo. Ziceți-mi voi, ce e? Cred că sunt chiriată, 3.500 pe lună, garanție 10.000. Eu mi-aș putea imagina viața mea trăind într-o clădire din asta aici, în Hamburg, jur. Peste câțiva ani. Uitați-vă și voi cât de frumos e. Am trecut pe lângă oameni pe acolo, joacă ping-pong, oameni la bere, am văzut o chestie super interesantă aici. Nu știu dacă e doar o impresie așa de că ne-am plimbat noi, m-am uitat pe la vreo 3 restaurante. Frate, lumea stă la poveste, au luat și preț, nu e lumea cu telefoanele. Nu știu dacă e că pe nemți încă nu i-a curentat atât de tare social media, dar eu mă văd trăind aici într-o bună zi și imaginile astea rămân forever. Raluca mă ceartă, zice că nu, că m-ar nerva ăștia că fac lăgie de mine de jos. Dacă eu aș trăi acolo sus, m-ar nerva oamenii că fac lăgie aici. Dar ai văzut că nu stau pe telefon oamenii? Am văzut. La crâșme. Am văzut că nu. Ai văzut că pe masă s-a direct în niciun răscut din buzunar. E interesant. Ne minunăm de lucruri normale. Și se pare că anxietatea de azi dimineață și apoi entuziasmul de a ajunge ei și pofta de a ne plimba și a spus cuvântul și este ora 8 și suntem sparți, eu ce puțin sunt leșinat, dar totuși nu putem să ne băgăm un pat fără să tragem un ochi la barul de aici din hotel. Pentru că e foarte renumit și foarte are view, privește foarte mișto, deși eu sunt în training și mă cam fac de râs aici, dar aia e. Păcat că nu o să avem opus, o să vedeți de ce vă explic imediat. Din păcate, nu cred că vom avea un apus extraordinar, pentru că e foarte norat, dar totuși. Deși locația e foarte, foarte elegantă, după cum vedeți înăuntru, noi am ales să stăm acolo. E mai cozy, așa. Hai să vedem ce bem bun. Doamne, ce oraș frumos. E asta o bună imagine cu care să iei la revedere de Europa, nu? Mamă, nu știu ce are gust, dar... Grapefruit, grefe. Are grefe. Da. Scumpicel localul, dar... Și merită, are priveliștea asta faină. Și dacă vă întrebați de ce a renunțat la apus acolo sus, păi... Practic tot aici e apusul. Și ce... Raluca mi-a făcut o propunere indecentă. Dacă vrei să stii... Termină o sticlă de șampanie. Și mai ce? Să ne culcăm. Dragilor, vă mulțumim din suflet de vizionare. Știu că acesta nu este un vlog din ăla de interesul tuturor. Nu este un vlog din ăla în care călătorim, explorăm, găsim istorii, găsim povești. A fost un vlog normal de tranzit într-un oraș pe care noi îl îndrăgim, care înseamnă foarte mult pentru noi. Ne bucurăm că am avut ocazia să stăm într-un loc precum ăsta. Mâine dimineață începe un nou vlog și începe o nouă aventură.
plecăm de pe continent. Am ceva de spus. Înainte să urcăm în camera, am coborât jos și ne-am uitat puțin și am văzut că există o piscină caldă și saună jos. Dar nu avem timp, că nici nu li s-ar usca hainele până mâine. Da, dar este, există. Dar există, este. Da. Le mulțumim din suflet dacă vreți să vă cazați în condiții luxury când veniți aici în Hamburg. Ăsta e hotelul vostru. Noi vă mulțumim din suflet de vizionare. Ne vedem din Canada. La revedere. De fapt nu, ne vedem tot de aici în următorul vlog, că plecăm către Canada și vrem să vă arătăm cum ajunge acolo cu puțin bani. Puțin, nu știu ce m-am uitat la ceas. M-am uitat la ceas să zic puțin bani. Pa! Bye.